Bună seara! Mai rar am filmat la ora asta. Am fi filmat ziua, dar iată că s-a dat ceasul cu o oră înapoi. Și cum am avut multă treabă zilele astea, inclusiv azi, mi-a prins noaptea pe YouTube. Am ieșit până la faleză să vedem care mai e treaba. Și cu ocazia asta să vă spun că mi-a făcut YouTube cadou un buton pentru membrii, pentru cei care vor să alăture canalului. Vedem cu ocazia asta cum mai filmează și telefonul noaptea. Ce fac, mă, Victor? Castane. Eu castane? Cred că am găsit și mai mari. Ne. Nu mai filmă, că iar ți-l ia de pe YouTube ăsta. Nu, uite, vezi că aici cred că o să fie... S-a săpat în primul strat de asfalt și s-a pus piatră cubică din loc în loc, așa. Nu știu de ce. Probabil o să fie trecere de pietoni acolo. Trecere de pietoni sau ce? Da, mă rog. Bun, revenind la ale noastre, de la Eforie de pe faleză, unde încă, ia uite, zboară liliecii deja. Deci o să-mi lansez curând butonul de alătură-te, fii abonat al canalului, bla bla bla. Dar ca să primesc butonul ăsta până la capăt, deocamdată l-am primit doar parțial. Îl am eu, am dormit cu el supernă de două seri. Trebuie să fac un videoclip prin care să vă anunț de buton. Ce să mai e? Și aveți acolo niște prețuri modice, coborând de la cel mai scump de 5 milioane pe lună. Trebuia să le dau niște prețuri. Cât cred eu că o să plătească un fan. Da, din grila lor. Deci ăsta e videoclipul despre buton. Și în același timp vedem și noi cum e la debarcader seara. Seara, se știe, luminează luna, în care bate soarele, de fapt, și lumina se reflectă. Luminează cam prost telefonul ăsta pe timp de noapte. Nu știu, puteam să-i dau drumul la o lumină, la ceva, să-i vândă deja drumul. Păi ai lumină. Verigheta, unde e verigheta, vă ce-ți aminte? Hai, focalizează Google. Da, nu. Pe foto are mod de noapte. Pe video mai puțin. Așa că o să vă descriu din cuvinte cum arată apa mării. Negre. Apa mării negre. Acolo se vede ceva mai bine. Constanța Sud, Agigea, digul de la Agigea Sud, Constanța Sport, Constanța Sud, Agigea. Whatever. Iar acolo mai în larg, unde sunt luminițele alea, sunt discotecile de la ucrainieni și acolo în partea alta discotecile de la turci. Și acolo în partea alta de la bulgari. Deci, stimați ascultători și dragi privitori de YouTube, mai ales pe canalul meu, apăsați pe buton, umblați la carduri, portofele, haideți să facem să fie bine decât să fie rău. M-am gândit că n-ar strica o dronă pentru canal, dar deocamdată pandemia ne-a pus pe gânduri să mai dau 5 și... lei cât e prețul minim de abonament pentru canal. O să iau o dronă în 30 de ani, n-am ce face. Deci o să fie și mai frumos, dacă nu va fi mai urât.